Salutare dragi uitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi oferim episodul al doilea din seria Bătălia Mașinilor. Pentru asta avem un invitat special, ce sunt sigur că îl cunoașteți, sub denumirea de O Guriță Mică. Bine, aoleu. Doamne. O Guriță Mică ce a venit alături de noi. Bubăi, gata, așa, gata. O Guriță Mică ce a venit alături de noi cu a lui mașină. Mai exact, Dusterul RS. Și pentru a încerca să-i facem față, astăzi avem o mașină interesantă. Pe care o să o distrug. O distrugi, nu? Clar, nici nu stă la discuții. Da, mi s-a părut foarte fanică și pe afară s-a încercat să se facă niște teste, niște comparații între cele două mașini. Și eu cred că astăzi vom face dreptate. Păi, acolo a câștigat Dusterul. Da, la cărți. Acestea fiind spuse, hai să dăm drumul materialului, pentru că lângă noi avem Land Rover Defender. Așadar, astăzi vom face confruntarea supremă între aceste două mașini, ce eu le consider foarte relevante. Și pentru că ești invitatul nostru astăzi, Andu, consider că tu ar trebui să începi să-mi spui care ar fi primul avantaj și cel mai important la mașina ta. Prețul. 20.000 de euro acest Duster. Full option. Da, aici nu prea am ce să comentez. Cred că ăsta e un aspect foarte relevant, pentru că vorbim de, cum se numește, parc auto de Dustere. Adică, păi cât e asta? Păi să duce la vreo 4 bucăți, da. Deci din punctul ăsta de vedere, da, 1-0 pentru Duster. Hai că ai început puternic. Hai te mai las încă unul, că văd că ești pornit. O mai ai încă unul? Vrei iar să te bat? Da, te rog. Am cârlig. Ok. De remorcare. Perfect. Și praguri. Văd că nu ai. Sunt două aspecte foarte importante, recunosc. Cât trage cârligul tău? 750. Avem o mică problemă. De ce? Că mașina asta poate să tragă după ea 3500 de kilograme. Adică trage Dusterul? Da, o să-l trag ușor. Și mai este o chestie. Ia. Yeah. Ai zis că ai praguri. Da, praguri RS. Pragurile RS, teoretic vorbind, îți coboară garda la sol, știi? Da. Și asta înseamnă că tu mai ai mașină off-road? Când vreau. Le dai jos? Dai jos pragurile? Niciodată nu le dau jos. Păi și atunci cum devine mașină off-road? Intru cu ea direct. Deci, din punctul meu de vedere, pragurile tale nu fac decât să te încurce. Deci, bro, îmi pare rău să-ți spun, dar aspectele pe care mi le-ai prezentat tu îmi aduc două puncte mie oarecum. Pentru că asta trage 3500 și nu are praguri, dar pragurile astea o ajută să intre pe unde vrea. Păi și asta intră pe unde vrea. Păi atunci, dacă tu o consideri o mașină relevantă pentru off-road, hai să începem așa. Cu caracteristicile de off-road. Total de acord. Eu zic că te sparg. Hai să vedem. Hai să începem așa, ca să fie treaba perfectă. Cred că ai ținut scorul? 2-1 pentru mine. 2-1. Dar de unde ai mai pus un punct pentru tine? Că eu am praguri și tu n-ai. Păi da, te încurcă. Mai ok, bine. Ok, hai să lăsăm așa. Hai să vorbim un pic despre garda la sol. 22. 22? Da. Cred că o să avem o problemă. De ce? Pentru că noi avem 29. Ok, hai, îți dau una. Bun. Dacă tot vorbim despre valențe off-road, cred că două aspecte importante sunt unghiul de atac și unghiul de degajare. Lejer, dar asta nu se duce. 30 și unghiul de atac și unghiul de degajare 35. Avem încă o problemă. Băi! Degajare este 40 pe spate. Și 37 pe față. Avem o problemă cu asta. Le-ai numărat? Bine, uite una la care te fac. Ok, hai. Am cameră 360. La 20.000 de euro am cameră 360. Bă, dacă ai o cameră 360, cred că ar fi important să-mi arăți cum funcționează. Și după aia îți arăt aici. Ia să vedem. 360. Față, spate, lateral stânga, lateral dreapta. Și 360 unde-i? Asta-i 360. A, 360, adică vezi în jurul ei. Și văd în jurul mașinii. Ok, bine. Hai să mergem un pic în cealaltă mașină să vedem cum arată o cameră 360. Deci fii atent, bro, cum arată o cameră 360. Uite, de exemplu, te uiți aici, te uiți din lateral, bang, pac, uite mașina. Da, să zicem. Și fii atent, o chestie că îmi povesteam, fii atent, asta e un aspect important. Deci, ai eco, ai confort, ai zăpadă, pietriș, nisip, mergi pe pietre și imersie. Face? Seamănă puțin cu al meu, dar nu răsare. Nu, hai să continuăm totuși. Gata, bun. Deci, nici cu 360. Ai văzut cum ar trebui să arate? Îmi pare rău. Dar să știi că eu apreciez mașina. Da. Dar încă nu mi-ai zis niciun aspect important care ar fi mai superior, din orice punct de vedere. Îți zic eu un aspect foarte important în off-road. Are 1300 kg. Adevărat. Ceea ce mă ajută. Da, uite, vezi, ăsta e un al doilea punct relevant. Și pe lângă asta, am și stage 1 pe ea, 170 de cai putere, 400 Nm. Avem o mică problemă la problemă. Nu mai probleme avem noi. Păi trebuie să-ți mai pui câteva stage-uri din astea ca să ajungi la baterie.
Că aici avem un 3 litri de 300 de cai. Deci trebuie să pui câteva stage-uri bune ca să poți să... Bine, uite, la 20.000 de euro am 3 moduri de condus pe off-road. Two-wheel drive, auto și 4x4 loc, adică low. Ba, aici m-ai închis. Știi de ce? Pentru că asta are doar 7. Pentru că, fii atent, știai că are o funcție specială pentru a intra în apă? Da, bă, dar unde mai e șofer cu atâta funcție? Păi n-are legătură, are legătură cu funcția de a intra în apă. Submarin. Submarin sau cum? Știi la ce adâncime intră? Mm. Dar tu la ta știi? Habar n-am, nu știu, am intrat cu ea până la jumatea roții. Cât înseamnă? Păi până la jumatea roții, probabil cât e anvelopa. Știi de ce zic? Asta merge până la 90 de centimetri adâncime când vine vorba despre apă. De asta mi se pare foarte ciudat că unii compară mașinile astea două. Dar încă îți mai dau șanse. Fiate, continuu. Deci mă uit la tigaia asta ta. Așa? Deci nu văd. A mea are codiță de rechin. Problema este următoarea, este adevărat. Mașina este foarte înaltă. Știi de ce? Trebuie să te iau un pic mai în față ca să ajungi la nivelul în care să vezi că și asta are. Doar că asta are o codiță de rechin inteligentă. Păi da, mi-a tai aerul. Pe lângă că tai aerul, știi ce face? Ce face codița inteligentă? Are o cameră care îți completează imaginea de care îmi povesteai tu de 360 de grade. Dar fii atent, încă îți mai dau șanse. Zi-mi din ce punct de vedere este superior. Deci fii atent. Gata, sunt pregătit. A mea are ghilotină. Bă, șah. Adevărat. Hai, fă-mă cu asta. Nu, aici absolut. Și îți spun și de ce. De exemplu, dacă mergi la camping sau undeva pe off-road, să stai salamul sau parizelul. Adevărat. Încă o chestie la care te fac 100% că ai un 3.0. Da. Eu plătesc între 100 sau cam 150 de lei impozit la asta. E motor de 1.5. Bă, și aici avem o mică problemă. Nu cred. Ba da, mașina este hibridă. Tancu! Electric! Nu electric, stai, este hibrid. Adică doar beneficiază de un impozit mai mic. Deci trebuie să schimbi. Cât are impozitul de curățate? 100% sub Duster. Deci nu cred că m-a făcut ce are 3.0. Da. Uite, de exemplu, o chestie foarte interesantă. Frânele la mașina asta. A, păi stai, sunt cât aici roțile stop, tale ai intrat pe terminat. Gata. Te fac. Gata. De ce? Am tamburi, iar tamburii sunt mai șmecheri pe off-road. De aceea are și Wild Track-ul și mai multe de-astea de off-road, patroale și mama măsii au tamburi, că sunt mai șmecheri. Stai să ne înțelegem. Dacă te duci într-o zonă de off-road extreme, există posibilitatea să fie eficient, probabil că sunt protejate și că nu le poți sparge. Posibil că da. Dar te-ai gândit vreodată de ce nicio mașină profi, gen? Hai să luăm așa, Lamborghini? Așa. Urus? Da. Că nu era arta prea, era prea mare și era urât. Bun. Deci, explicația este următoarea. Dacă mașina merge doar la viteze mici, așa, cum merge Duster-ul, poți să folosești tamburi pe spate. Dar dacă dezvoltă putere mașina, ai nevoie de discul să se oprească. Deci, teoretic vorbind, atât sistemul tău de frânare cât și sistemul de pe mașina asta sunt perfecte, sunt adaptate. Fii atent! O chestie foarte importantă. Nu m-am uitat niciodată la tine. Câte pedale ai? 3. Eu am doar 2. Așa. Adică, vorba aia, lucrezi mai puțin cu piciorul stâng. Mult mai puțin. Tu faci... Păi da, da, eu pot să bat o cutie automată. Bați o cutie automată? Clar. La ce? A, tu schimbi mai repede. Întrebarea mea e următoarea, câte trepte ai? 6. Și aici ai o problemă. De ce? Asta are 8. Deci nici aici nu ne putem înțelege. Nu. No. Hai să mai căutăm subiecte, bro, că eu chiar cred că Duster-ul poate să obțină ceva. Gata! Ascult. Ia vezi, tati. Cheie de carbon. De carbon? De carbon. Și dacă mergi în off-road și te trăznește? E frumoasă. Adevărat? Când o dai la reprezentanță că ți-a căzut mașina hâs? Ce zic oamenii? E, are cheie de carbon. Eu sunt foarte curios din punctul vostru de vedere, comparând aceste două modele, care ar fi cea câștigătoare? Duster-ul. Care buget mai mic? Deci Duster-ul e varianta. Eu da, clar. Dar are ceva opțiune în care pui iarbă și o respiri când intri în ea? Sau de ce zici asta? Hai să mai facem încă o chestie, asta mi se pare o chestie așa importantă. Ce premii a câștigat Duster? Pua, fii atent, cel mai șmecher premiu. Cea mai bine vândută mașină. Da, asta nu e un premiu. Ba da, a fost cea mai vândută mașină, practic. Găzi multe. Da. Aia nu știu că e ceva bun. De ce? Păi dacă... cea mai bună mașină, mașina anului sau ceva? Nu, cea mai cumpărată mașină. Păi asta în 2022 a fost mașina anului și în 2021 a fost votată de către fete cea mai frumoasă mașină destinată lor. Cu alte cuvinte, eu cred că mașina asta o să înlocuiască G-clasul. Deci cred că din punct de vedere real, comparația între astea două mașini... Nu, e imposibilă. Este irrelevantă. Da, nu, e imposibilă. Și de asta și consider că am și făcut clipul ăsta în ideea în care să...
Le spunem oamenilor, bă, nu, nu le comparați. Da, nu, e prostie, adică nu poți compara asta putea plastic și îndoaie tabla. Mă rog, și asta putea plastic în interior, dar e șmecheră pe de exterior. Da, deci și are funcții. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Mi s-a părut foarte tare să atacăm subiectul ăsta. Vă invităm să lăsați în comentarii care credeți că este mai potrivită. Pentru că totuși trebuie să păstrăm picioarele pe pământ, să fim conștienți de faptul că mașina asta este extraordinară în suma de bani. Acum e vreo 23.000 ceva, eu n-aș mai da banii pe ea. Deci este un lucru extraordinar, are o grămadă de aspecte pozitive, Dusteru. Dar nu se compară cu Hărdămaia. Acestea fiind spuse, din nou, loviți cu încredere butonul de like, subscribe dacă sunteți pentru prima dată pe al nostru canal și până la următorul material important, vă invit pe canalul lui Andu, unde vorbește și ne prezintă de fiecare dată mâncare, să intrați o guriță mică. Subscribe acolo. Și nu uitați, iubiți-vă mult mașinile, pa, pa!